Bună ziua tuturor! Aș aprecia un mic feedback dacă se aude. Bun, este în regulă. Numele meu este Bogdan Nicolescu, membru al echipei de suport tehnic și business development FESTO România. În următoarele 45 de minute vom descoperi împreună platforma FESTO Automation Suite. Reamintesc tuturor posibilitatea de a adresa întrebări sub formă de text în rubrica de chat. Voi încerca să răspund acestor întrebări atât pe parcursul prezentării, cât și în sesiunea de Q&A de la final. Întrebările care vor necesita un răspuns complex sau în particular unei anumite proceduri sau aplicații vor fi clarificate ulterior via e-mail sau telefon. Veți putea de asemenea descărca înregistrarea acestei sesiuni prin intermediul unui link primit în cursul zilei de mâine via e-mail. Cuprinsul sesiunii de astăzi include o scurtă introducere în platforma FESTO Automation Suite. De asemenea, vă voi descrie și anumite modalități de descărcare și instalare. Vom crea împreună un proiect nou. Vă voi arăta parametrizarea de bază, punerea în funcțiune a echipamentelor FESTO, a controlerilor FESTO din noua generație. Și de asemenea vă voi arăta anumite elemente noi legate de troubleshooting și, nu în ultimul rând, import din software-ul FESTO de simulare FESTO Positioning Drives. Okay. Până în anul 2019, pentru punerea în funcțiune a diverselor echipamente FESTO, puteau fi necesare mai multe programe software, precum FESTO Configuration Tool, FESTO Maintenance Tool sau Codesys. Începând de anul trecut, s-a lansat însă platforma de automatizare FESTO Automation Suite, prin care se pot parametriza și programa echipamentele de control FESTO. Aceasta înglobează mai multe funcții îndeplinite în trecut de FESTO Configuration Tool, platformă de parametrizare și troubleshooting a controlelor CMMO, CMMP, MCA și așa mai departe. De asemenea, înglobează funcționalitatea Codesys, Codesys versiune 3.5, platformă de programare pentru CPU-urile CPX, spre exemplu, sau PLC-urile CCC de la FESTO. Și de asemenea, în ultimul rând, FESTO Fit, software-ul de network scanning, firmware upgrade și alte funcții necesar echipamentelor FESTO. Menționez cele anunțate anterior, FESTO va continua să ofere suport tehnic și în viitor, iar dezvoltarea acestor programe, patch-uri de update sau bug fixing sau funcții noi va continua. În cadrul FESTO Automation Suite se pot realiza operațiuni de parametrizare a controlelor din noua gamă de tip CMMT-AS pentru acționările de tip servo, sau CMMT-ST pentru acționare de tip stepper, precum și programarea noii game de PLC-uri FESTO denumită CPX-E. După cum puteți să vedeți în această topologie, PLC-urile FESTO sunt native master de EtherCAT, acesta fiind fieldbus-ul recomandat atât pentru echipamentele FESTO de tip controlere, cât și pentru terminale de tip CPX sau noduri distribuite de PLC CPX-E. În același timp, interconectarea controlerilor FESTO cu noua gamă de PLC-uri se va realiza tot pe acest fieldbus aprobat FESTO EtherCAT. Noua platformă de automatizare FESTO, pe lângă funcțiile pe care vi le-am anunțat înainte, este bazată tot pe plugin-uri și extensii care se pot instala în funcție de necesitățile dumneavoastră. Are acces integrat la FESTO Support Portal pentru documentație și fișiere software conexe, iar programarea PLC integrată nu mai necesită utilizarea în paralel ca în trecut a două aplicații, una pentru parametrizarea controlerilor și alta pentru programarea PLC-urilor. Bun. Să trecem la zona de descărcare și instalare.
Dacă sunteți pentru prima oară utilizator de Festo Automation Suite, nu trebuie decât să accesați site-ul www.festo.com/automationsuite, de unde veți avea de fiecare dată acces către linkul de descărcare al ultimei variante disponibile de Festo Automation Suite. În același timp, în cazul în care aveți un anumit tip de controller sau de PLC din gama enunțată pe acest slide, puteți intra pe site-ul Festo Support Portal, puteți introduce codul controllerului sau PLC-ului pe care îl dețineți sau pe care l-ați comandat la Festo și veți putea accesa acest tab de software, unde veți găsi tot așa un link către toate elementele software necesare, precum Festo Automation Suite, plugin-urile aferente acestui dispozitiv și elementele precum firmware sau chiar și fișiere descriptive pentru comunicații. Ca și exemplu, în momentul în care veți căuta pe Festo Support Portal un astfel de controller, eu am căutat, spre exemplu, un controller de tip Profinet, veți găsi astfel de linkuri care conțin Festo Automation Suite plugin, Festo Automation Suite Siemens Function Blocks și firmware package, spre exemplu, pentru acest tip de controller. Atenție, în momentul în care căutați pe site-ul Festo Support Portal un anumit tip de echipament, veți găsi fișierele compatibile doar cu acel tip de echipament. Bun. Pentru a vă putea instala Festo Automation Suite, există niște cerințe minime de sistem, nimic complex, aveți nevoie de Windows 7 sau o variantă mai recentă, 4 GB de RAM, 5 GB sau mai mult spațiu de stocare și rezoluție de ecran minim 1024x768. Bun, în același timp, în momentul în care vă apucați de punerea în funcțiune sau de descărcarea Festo Automation Suite, vă recomand și să accesați canalul Festo Service de YouTube, unde găsiți un astfel de video, precum cel care rulează în partea de jos, unde vi se arată pas cu pas cum puteți să descărcați Festo Automation Suite, cum puteți să instalați plugin-urile, există și link-uri, acestea se pot încărca, se pot instala și descărca direct din interfața de Festo Automation Suite, după cum puteți să vedeți în acest video, însă pot fi instalate și separat. O să vă arăt imediat în zona de live demo cum anume puteți să instalați aceste dispozitive, de unde le puteți accesa practic și cum putem să creăm un proiect nou. Bun. Așa cum v-am promis, ajungem deja în zona demo. Vă propun să trecem acum direct în Festo Automation Suite. Eu am instalată deja varianta de Festo Automation Suite 1.3.2.4, ultima variantă disponibilă pe site. În momentul în care deschideți Festo Automation Suite, veți fi întâmpinați de un ecran care vă va arăta astfel un tip de proiect nou, nimic special. Două secunde să se deschidă acest proiect. Okay. Un proiect nou arată în felul acesta. Aici veți putea să adăugați dispozitive Festo pe rând, fie introducând codul echipamentului Festo, fie căutându-l în catalogul Festo. Acest lucru poate fi făcut atât dând click pe acest plus, cât și adăugându-l din acest device repository. În cazul în care aveți deja echipamentele cablate din punct de vedere electric și sunteți conectat fizic printr-un cablu de Ethernet la acesta, puteți să apăsați și pe acest meniu. Scanează practic rețeaua, deci aveți o instanță de Festo Field Device deja integrată în Festo Automation Suite, prin care puteți să aveți acces la controlerele sau PLC-urile din rețeaua voastră. Pentru a verifica, aș vrea întâi să clarificăm un pic și acest meniu de tip drop-down. Pentru a instala
toate pluginurile Fest Automation Suite, puteți să intrați în acest meniu, în Repositories, și din tabul de plugins puteți să căutați update-uri, puteți să vedeți ce anume aveți instalate deja pe calculator, să dezinstalați sau să instalați în funcție de necesități. De asemenea, aveți acces la extensiile de tip CodeSys. Acestea trebuie descărcate separat din acest meniu și, de asemenea, puteți să verificați și statusul firmware-ului, dispozitivelor Festo compatibile cu acest Festo Automation Suite. De aici puteți să descărcați firmware-urile pe care le puteți ulterior încărca direct din Festo Automation Suite în echipament. Bun. Să trecem la adăugarea unui dispozitiv nou, în cazul în care să presupunem că avem un controller de tip servo. Nimic mai simplu, putem să căutăm în acest meniu, după codul numeric sau după codul alfanumeric, un controller de tip monofazat, să spunem. De tip Profinet, îl adăugăm cu drag and drop și îl putem redenumi după cum avem nevoie. În momentul în care avem nevoie de o programare offline pentru a pregăti punerea în funcțiune, putem să adăugăm oricâte astfel de dispozitive, să le copiem și să rulăm cu ele în cadrul aceluiași proiect. Recomandarea este, în cazul în care aveți mai multe controlere, să nu utilizați programe separate, ci să utilizați același tip de program, fiind foarte ușor să copiați echipamentele și să copiind astfel întreaga parametrizare. Deci dacă ați parametrizat un controller complet și ați intrat online, mai apoi dacă dați copy-paste în această tabel, veți avea două astfel de controlere care și-au copiat întreaga configurație realizată anterior. Bun, haideți să configurăm împreună un controller de la zero. Pentru aceasta trebuie să dăm dublu click pe el, se deschide dispozitivul și în acest moment putem să realizăm o parcurs wizard de tip start first setup. Controllerul este deja introdus. Nu ne rămâne decât să adăugăm tipul de motor pe care îl avem. Eu voi încerca să lucrez direct pe configurația de demo case pe care o am lângă mine. Eu, în cazul de față, am un motor din gama 9 de tip MMT. Puteți introduce atât codul numeric cât și codul alfanumeric. Dați apply. Mai apoi introduceți codul de axă. Puteți să selectați un anumit tip de unitate de măsură, fie în metri și metri pe secundă, milimetri, radian, depinde. În cazul în care aveți aplicații rotative, este foarte important să selectați grade, spre exemplu, sau rotații pe minut în funcție de aplicația noastră și de preferințe. În momentul în care am selectat deja o configurație de motor și axă, în momentul în care ajungem la kitul axial, mi se vor sugera cele două elemente compatibile cu selecția anterioară, dar este bine să verificați și codul efectiv al kitului axial pe care îl utilizați. Atenție, în cazul în care aveți de a face și cu o configurație cu reductor, acesta se introduce fie înainte, fie după kitul axial în această configurație. El, bineînțeles, mecanic se va afla după kitul axial, între kitul axial și motor, dar vedeți aici că aveți tot așa două recomandări valide care, în momentul selecției, vă vor determina o schimbare a kitului axial. Aveți acest pop-up că în această configurație există o eroare din punct de vedere mecanic, nu se potrivește acest motor cu acest reductor și cu acest kit axial. Însă noi, în configurația pe care vom lucra astăzi, nu avem un reductor, așa că voi rămâne doar la kitul axial. Mai departe,
pentru aplicațiile care au sarcină, eu în cazul de față, având un demo case, nu am niciun fel de sarcină, voi lăsa aici așadar 0 kg, însă vă recomand să introduceți aici sarcina reală pe care vreți să o transportați sau să o manipulați cu axa Festo. În acest caz, foarte important să realizați și o configurare a poziției de montaj a motorului, după cum puteți să vedeți, în cazul în care schimb această configurație, se va schimba și sensul de și direcția, practic, din care se calculează cota de poziție. De asemenea, mai puteți să mai configurați tensiunea de alimentare și acest DC-Link în cazul în care aveți mai multe echipamente Festo conectate, în cazul în care aveți mai multe controlere, spre exemplu mai multe servocontrolere înseriate, după cum probabil știți deja, acestea pot fi înseriate din punct de vedere al alimentării, utilizând astfel de conectori pentru double wiring la monofazat sau pentru double wiring la trifazat. În cazul în care le veți lega în serie, va trebui în cadrul Festo Automation Suite să debifați acest rapid discharge pentru a proteja echipamentele înseriate. Bun, trecem mai departe la zona de hardware switches. Aici avem posibilitatea de a integra switch-urile de tip senzor de referință sau switch-urile de tip limit switch, adică acei senzori de tip limită de poziție. Eu aici nu am niciun fel de senzor, așa că vă le voi lăsa dezactivate. Iar mai selectat metoda de homing, metoda de homing care s-a schimbat radical față de Festo Configuration Tool. În momentul cea default se numește current position, adică homing-ul va fi realizat doar în poziția curentă, însă recomandarea noastră în cazul în care nu aveți senzor este să lucrați cu homing via block, vechiul homing via block, acum se numește negative stop sau positive stop, adică axa își va realiza homing-ul parcurgând, căutând practic un prag de cuplu, un prag de cuplu detectat prin creșterea curentului de pe motor. Eu îl voi lăsa la negative stop. Dacă aveți senzori, trebuie să puneți negative stop with limit switch. Sunt aceste opțiuni disponibile în meniul drop-down. Bun. Mai departe, putem să trecem la zona de software limits. Limitele software sunt asignate în mod default în funcție de cursa axei. Vedeți aici între -3 și 197 de milimetri pentru o cursă de 200 de milimetri. De ce există această diferență? Pentru că față de punctul de zero detectat prin homing via block, acel punct în care axa a lovit practic tamponul mecanic, axa se va deplasa cu 3 mm pentru ca motorul să nu stea în sarcină lipit de acel capăt de cursă. De obicei, axele Festo au o rezervă de cursă integrată, astfel încât acești 3 mm nu vor afecta efectiv cursa de 200 de mm exprimată în codificarea axei. Bun. Cam asta este tot ceea ce trebuie să faceți pentru o parametrizare de bază, pentru o parametrizare rapidă. În versiunea curentă de Festo Automation Suite, cu ultima versiune de plugin actualizată, vă recomand să utilizați această funcție de Correct Parameters. Vedeți aici în partea dreaptă sus a ecranului. Există în momentul de față 11 parametri Festo care față de configurația default pot avea trebuie să modificați. De ce? Pentru că în varianta de Festo Automation Suite aceștia sunt puși generic, însă în momentul în care facem configurația și descriem programului practic ce echipamente hardware Festo folosim, există anumite valori recomandate pentru anumiți parametri. Acestea vă recomand să le
să vă asigurați că sunt bifate, puteți fie să le bifați pe toate sau să le debifați în funcție de preferințe, însă recomandarea în momentul de față este să lucrăm cu parametrii recomandați. După cum puteți să vedeți, dacă am aplicat aceste sugestii Festo practic, nu mai există warning-uri în configurație și în acest moment suntem pregătiți să intrăm online cu dispozitivul. Pentru a intra online cu un dispozitiv, nu aveți nevoie decât să dați click pe acest path, pe IP-ul pe care îl aveți sugerat în partea din stânga sus și veți descoperi imediat echipamentele Festo interconectate în acest moment. Veți descoperi doar echipamentele Festo care au tipul de dispozitiv selectat în acest proiect. Deci nu aveți un scan general, ci vi se scanează și se filtrează echipamentele afișate aici doar în funcție de tipul de controller pe care l-aveți selectat în cadrul acestei configurații. Pentru a vă putea conecta cu dispozitivele, este necesar ca laptopul dumneavoastră sau calculatorul de proces să fie setat în zona de IP, în aceeași clasă cu cea a controllerului. După cum puteți să vedeți, eu sunt în momentul de față setat în aceeași clasă de IP, astfel încât mă pot conecta cu acest controller. Pentru a schimba IP-ul unui controller, puteți să faceți acest lucru foarte simplu și din acest meniu, apăsând pe Change Network Settings și puteți să schimbați setările de rețea sau, înainte să creați proiectul, puteți să dați pe această lupă să vedeți toate dispozitivele conectate și să le modificați setările de rețea. În același timp, este și o funcție foarte interesantă care se numește Identification. În cazul în care aveți în dulapul de automatizare mai multe controlere Festo, puteți să apăsați pe această funcție. În acel moment, pe LED-urile controlerului va fi afișat în plus față de normal, va fi afișat un joc de lumini care vă va atrage atenția că acela este controlerul pe care îl căutați. În același timp, puteți să schimbați și numele dispozitivului, astfel încât acesta să fie recunoscut ușor. Puteți să căutați și variantele de firmware și practic să faceți un upgrade sau un downgrade de firmware în funcție de necesități și puteți de asemenea să aveți acces la partea de suport Festo, adică la manuale, la application note-uri și la fișiere descriptive precum GSDML-uri sau alte elemente. Însă în cazul în care nu găsiți în această secțiune de suport fișierele necesare, vă recomand, așa cum v-am arătat anterior, să accesați Festo Support Portal. Bun. Revenind la proiectul nostru, putem să intrăm online, dând click pe acest pad, dând click pe dispozitiv, în acest moment se selectează IP-ul acesta pentru a fi folosit și ne putem conecta la controller. Se pare că e o mică problemă. Echipamentul este conectat. Ok, eram în meniul de setare a parametrilor de rețea. Voi apăsa acum pe Use IP Address for Device Communication. În acest fel, calea mea de conectare se va modifica cu adresa corectă a controllerului meu și în acest moment putem să dăm connect. În momentul în care ne conectăm la dispozitiv, acesta își sincronizează automat parametrii între ceea ce este deja scris pe controller. În cazul în care ați avea un controller complet nou, atunci
ați avea doar opțiunea de write to device, adică de download, deci veți putea doar să descărcați configurația pe care ați făcut-o, însă în cazul de față eu am deja un proiect pus pe controllerul meu, astfel încât am și opțiunea de a citi din dispozitiv. Voi merge pe varianta de a citi deja parametrizarea din dispozitiv, pentru că am mai făcut și, și alte elemente, sau, de fapt, ca să vă arăt, o să mergem mai bine pe o variantă simplă ca să putem să parcurgem împreună fiecare element de parametrizare. Bun, la început veți avea parte de această eroare. Această eroare vă spune practic că nu este deocamdată realizată o operațiune de homing. Nu trebuie să vă îngrijorați, puteți să dați acknowledge all și veți avea imediat o imagine, o pictogramă de status OK. Vă propun să parcurgem foarte rapid aceste opțiuni de parametrizare. În primul rând, în tabul acesta de configurație, în momentul în care sunteți online, nu puteți să modificați parametrizarea din motive ce țin, bineînțeles, de siguranța utilizării. Mai departe, în zona de device settings, puteți să selectați și aici este foarte important să fiți atenți la acest Enable Servo Drive. Parametrul de Enable Servo Drive definește modul în care se va activa driverul Festo. Aveți aici o serie de opțiuni, input-output sau field-bus, doar input-output, field-bus, IO și plugin sau plugin. Aceste opțiuni descriu practic metoda prin care se va transmite semnalul de control enable, semnalul care va activa servo drive-ul. În cazul de față, eu neavând conectat niciun PLC de nivel superior, voi selecta plugin. Plugin înseamnă interfața mea de Festo Automation Suite. În cazul în care aveți doar un PLC, spre exemplu, conectat pe Profinet, vă recomand să folosiți opțiunea de Fieldbus, sau în cazul în care aveți și digital output-uri setate în PLC, care să transmită semnalul de 24V de control enable, puteți să mergeți pe varianta IO and Fieldbus. Însă aceasta va ține cont atât de prezența semnalului de 24V, cât și de prezența semnalului software de control enable. În același timp, în cazul în care aveți o rezistență de frânare externă, aici, în acest tab, puteți să o activați, puteți să setați parametrii precum rezistivitate, disipare de putere și limitarea valorilor de energie. Aceste valori le puteți găsi în documentația Festo, în documentația rezistențelor de frânare Festo. Valoarea de rezistivitate, valoarea de putere, iar pentru parametrul de limitare a valorii de energie, există aici un calcul care se poate realiza în funcție de aplicații, în funcție de tipul de utilizare al controllerului și de momentele în care de accelerație și decelerație în care această rezistență de frânare este activă. În același timp, puteți să setați și valorile pentru intermediate circuit voltage dacă aveți o tensiune de alimentare ceva mai fluctuantă, puteți să modificați această valoare limită, însă recomandarea este să mergeți pe valorile default. În tabul de fieldbus, nu voi intra în momentul acesta în detalii. Acest tab de fieldbus va fi subiectul unui webinar viitor în care voi descrie comunicația via Profinet. Trecem mai departe în zona de Digital IO. Aici puteți să parametrizați toate intrările și ieșirile digitale ale acestui controller. Opțiunile sunt destul de limitate. Festo a mers pe varianta de comunicație mai mult decât pe varianta de Digital IO, dar aveți opțiuni pe cum Touch Probe, adică o variantă în care puteți să aveți un anumit dispozitiv sau o anumită intrare care să detecteze cu precizie o anumită poziție, deci puteți să utilizați controlerele cu o astfel de funcție. De asemenea, există posibilitatea de a seta anumite elemente de fie anumite ieșiri care să vă dea fie informații, de exemplu, utile în cazul unei configurații de tip CAMO sau să vă dea anumite informații legate de erori.
sau de anumite viteze, anumite accelerații, anumite poziții atinse, spre exemplu, sau pur și simplu să le parametrizați drept hardware sau drept hardware switch, sau anumite erori, anumite alarme în cazul funcționării. Deci aceste input-uri și output-uri sunt parametrizabile în contextul acestor opțiuni prezentate în meniurile drop-down. Eu o să le las default pentru că nu am absolut niciun fel de senzor conectat. O singură opțiune în tabul X, în conectorul X1C, aici vă recomand să introduceți senzorul pentru homing în X1C02, senzorul pentru limit switch, pentru partea negativă și, bineînțeles, pentru partea pozitivă. Acesta este conectorul în care vă recomand să puneți zona de senzori. Schemele electrice pentru interconectare sunt disponibile și în documentație. Zona de analog input. Aici puteți să scalați practic intrările analogice în trei variante. În varianta de analog input pentru control de poziție, pentru control de viteză sau pentru control de cuplu. Recomandarea aici este să aveți un factor de scalare care să fie să vă producă practic o transformare din valoarea analogică pe care o transmiteți către controller în valoarea corectă de poziție, viteză sau control în funcție de opțiunea selectată. Bun. În tabul de encoder interface, aici recomandarea este să nu umblați la acești parametri, poate doar în cazul în care aveți un setup de tipul master-slave. După cum știți, controlerele Festo oferă posibilitatea de sincronizare la nivel de encoder, începând cu firmware-ul varianta 16, deja suntem la varianta 17. Din acest tab parametrizați controllerul, fie în varianta master, fie în varianta slave, și de asemenea să selectați varianta de intrare de encoder pe care vreți să o urmărească sau metoda prin care se va realiza această comunicație de tip master-slave la nivel de encoder. Însă această parametrizare reprezintă o funcție ceva mai avansată pe care vă încurajez să o dezbatem via e-mail sau telefonic în cadrul aplicațiilor noastre. Bun, în tabul de motor, mai departe, aveți doar elementele informative legate de performanțele motorului, la fel și în tabul de reductor. În cazul de față, noi, neavând reductor, avem un raport de 1 la 1. Mai apoi, tabul de axă. Aici se arată metoda de homing selectată anterior, se arată vitezele sau parametrii de homing utilizați. Aceste viteze, acceleații și jerk, pot fi modificate, însă recomandarea este să mergem pe valorile standard pentru a ne asigura că avem un homing corect. Pentru a crește viteza de homing, vă recomand să creșteți gradual, foarte puțin, fie în același timp acești trei parametri, doar observând modalitatea de creștere a vitezei veți putea să creșteți, să eficientizați practic această metodă de homing fără a pierde din precizie. În același timp, în cazul în care aveți aplicații cu sarcină foarte mare, curentul nominal pentru operațiunea de homing poate necesita o anumită modificare. În cazul de față, pentru a proteja pentru aplicațiile standard, avem o valoare de 30%, practic, însă acea din curentul nominal, însă putem să mergem până la 0,8 cu această valoare pentru a ne asigura că poate fi detectat corect pragul de homing. Mai departe, avem valori legate de limite de viteză, limite de cuplu și limite de
curent. Aici, tot așa, în cazul în care există aplicații cu sarcină foarte mare, există un calcul pe care îl putem realiza pentru a mări aceste limite, astfel încât echipamentul să funcționeze optim. Și vă încurajez, în cazul în care există erori sau în cazul în care există probleme legate de dinamica axelor, să mă contactați pentru a optimiza împreună acești parametri. Bun. Mai departe, în zona de record list, noi aici putem să definim o tabelă de poziții care poate fi activată atât pe comunicație cât și pe prin intermediul intrărilor și ieșirilor digitale. Putem să adăugăm un set nou, adică o linie de poziționare nouă, spre exemplu task 1, prin care să spunem că vrem să mergem la poziția de 75 de milimetri cu o anumită viteză, cu o anumită accelerație și mai apoi vrem să mai mergem cu task 2 până la o altă cotă de poziție, spre exemplu, însă puteți să utilizați și alte variante, la 15 mm înapoi, cu viteză ceva mai mică. Și în același timp putem să realizăm și tranziții între cele două poziții. În momentul în care am atins și am confirmare că prima poziție a fost atinsă, trec în poziția a doua, iar în momentul în care am confirmare, spre exemplu, că fie că am atins prima poziție, fie în cazul în care aș fi avut un target de viteză, că am atins acea viteză, pot să mă întorc ciclic în task-ul 1-1. Și în acest moment, în cazul în care voi da aici să ruleze această secvență, se va rula în buclă. Bun. Haideți să și facem acest lucru ca să putem să inițializăm o mișcare. Trebuie să activăm controlul, acest PLC plugin și acest End Stage Enable. În momentul în care am activat acest End Stage Enable, axa este activă. Pentru prima oară când activăm axa, recomandarea ar fi să mergem în tabul de control de aici de sus pentru a vedea dacă parametrul de homing este valid. În momentul în care am intrat online, vedeți că aveți aici și în acest watch window, aveți toți parametrii de proces afișați. Putem să facem un homing. Mai puțin, axa mea necesită o mică modificare. Ok, homing-ul a fost făcut și în acest moment putem să trecem la activarea acestei tabele de poziții definită în parametrizare. În momentul în care mișcăm, în momentul în care axa se mișcă, puteți să vedeți set point-ul, poziția actuală, viteza, curentul de pe motor și de asemenea puteți să să adăugați și alte opțiuni, pe cum actual DC link voltage sau depinde temperatura pe motor și așa mai departe, care să vă arate informații utile. Bun, voi lăsa axa să se miște cât timp continuăm ideea de parametrizare. Există în Fast Automation Suite există anumiți parametri, precum această opțiune de inversare a direcției de rotație, care au o anumită pictogramă rotundă, care ne indică faptul că este necesară o reinițializare a dispozitivului pentru ca această opțiune să fie luată în considerare. Dacă schimbăm acest parametru, va trebui să realizăm o reinițializare.
Reinițializarea nu se poate realiza atâta timp cât avem enable-ul motor, din simplul motiv că ar putea să influențeze într-un mod, în mod major comportamentul axei și reacția axei la o oprire de urgență, spre exemplu, sau la o pornire. Bun. Mai departe, am ajuns deja la tabul de monitorizare. Aici puteți să parametrizați valorile de following error, spre exemplu, deci valorile de monitorizare a poziției axei a profilului de poziționare. Recomandarea aici, în cazul în care nu există aplicații cu o dinamică ridicată sau cu o sarcină ridicată, care au nevoie probabil de anumite mici optimizări particulare, să lăsați valorile default. Dacă există, dacă doriți o optimizare a acestor valori, mă puteți contacta și putem împreună să găsim valorile optime. În tabul de closed loop, de reglare, de regulator în buclă închisă, aici, în funcție de sarcina pe care o veți defini, se poate calcula în mod automat, se pot calcula parametrii regulatorului de buclă închisă. De asemenea, puteți să realizați și trei profile de regulator de buclă închisă în cazul în care aveți, spre exemplu, o axă care transportă sarcini diferite pe parcursul cursei sale. Puteți să modificați acești parametri de buclă închisă în funcție de aceste trei profile, în funcție, bineînțeles, de sarcina pe care o aveți la un moment dat pe axă. Profilele de regulator pot fi selectate prin intermediul funcției de comunicație Profinet, Ethercat, Ethernet IP, depinde ce tip de controller aveți. De asemenea, pentru o optimizare a regulatorului de buclă închisă, puteți să mă contactați sau să ne scrieți pe adresa tehnica@ronfestu.ro. Dar o altă variantă disponibilă este tabul de auto-tuning. În cazul în care sunteți doriți o optimizare în contextul sarcinii și în contextul poziționării axei noastre, puteți să realizați o astfel de operațiune de auto-tuning. Auto-tuningul se poate realiza fără mișcare și așa este, asta este recomandarea mea la o primă încercare de auto-optimizare, de auto-tuning. Dacă există o nevoie de un auto-tuning ceva mai performant, putem să mergem și pe un auto-tuning cu mișcare, care să permite axei practic să se miște pe fie doar pe o anumită parte a cursei, fie pe întreaga cursă cu o anumită viteză și o anumită accelerație. Se pot executa mai multe mișcări din care să se determine setul de parametri optim, dar mai multe detalii vă invit să discutăm via e-mail sau telefonic. Bun. În tabul de vibration compensation, de compensare a vibrațiilor, aici recomandarea expresă este să lăsați valorile standard. Nu am întâlnit până acum o nevoie de a optimiza aceste valori. Bun. Tabul de feed forward control, aici în afară de acest mic offset prin care puteți să introduceți un cuplu, o valoare de cuplu suplimentară în cadrul aplicațiilor verticale, o valoare de cuplu care să ajute la pornirea echipamentului și la practic la a avea un offset de cuplu încă din momentul în care acesta pleacă de pe loc. Deci practic calculul sau cuplul care limita de cuplu care se va seta în cadrul aplicațiilor verticale în special poate fi modificată prin acest offset. Cum puteți să îl determinați? Foarte simplu, în cazul aplicațiilor verticale, dacă accesați documentația motoarelor Festo, veți avea o valoare de curent de vârf și o valoare de constantă a motorului.
În cadrul aplicațiilor verticale puteți să realizați acest calcul, înmulțirea dintre curentul de vârf și constanta motorului și rezultatul acesta să îl introduceți în acest offset pentru a vă asigura că aveți cuplul necesar pentru pornire în cadrul aplicațiilor verticale, dar aceasta este o operațiune de optimizare pe care iarăși vă invit să o discutăm în funcție de fiecare aplicație în parte. Bun. În taburile următoare de Cam Controller, Touch Probe și configurație de tip Master Slave, vă invit să le discutăm în cazul în care aveți astfel de aplicații specifice. Ele nu fac parte din spectrul aplicațiilor generice. Un ultim tab pe care îl avem de dezbătut este cel de Jog Mode. Aici, foarte simplu, puteți să modificați valorile de jog, deci valorile de mișcare, atâta timp cât comanda este activă pe jog pozitiv sau jog negativ. De unde puteți să dați acest jog? Din tabul de control, Manual Movement, aveți acces la un jog pozitiv și negativ și tot de aici puteți să selectați și un anumit pas de 10 mm în momentul în care. Exact acesta aici aveam să ajungem, în momentul în care avem o eroare. De ce avem o eroare? Pentru că eu am reinițializat controlul fără să refac o operațiune de homing și imediat ne-a apărut o eroare. Cum putem să abordăm erorile? Este foarte simplu, putem să apelăm la help. Tasta F1 ne ajută să accesăm help-ul peste Automation Suite, putem să vedem eroarea, indicativul erorii, ne interesează în principal acest cod de 5 cifre și, bineînțeles, denumirea erorii, Task Ignore as Referencing Missing, dar dacă vom căuta acest 00067, putem să dăm scroll în lista de erori Festo și să găsim această eroare care ne va spune un plan de remediere, o clasificare a erorii și metoda în care ea a fost stocată. Care este remediul în cazul acesta? Pur și simplu facem un homing. În cazul în care aveți orice tip de eroare, spre exemplu, eu în momentul acesta am activat o eroare de, am activat o intrare de safety, am dat enable. Am activat safety-ul, da? mi-a căzut enable-ul, dar eu nefiind în mișcare nu am o eroare. Haideți să vedem și această eroare în momentul în care suntem în mișcare. Da, această eroare, task ignored as function safety requested, putem să-i dăm acknowledge și putem în același timp să o și căutăm în tabul de erori. Putem să vedem în acest tab foarte clar care este eroarea și care este recomandarea, check the logic level of the safety function inputs, adică să verificăm statusul semnalelor de safety. Bun, mai departe. Pentru a verifica suplimentar statusul erorilor, puteți să mergeți în tabul de diagnoză. Tab de diagnoză care vă va arăta starea curentă a dispozitivului, istoricul de erori din această sesiune de control, deci din momentul în care am fost online, statusul intrărilor și ieșirilor digitale și în cazul în care avem, spre exemplu, o cădere, o intrare în barieră, puteți să vedeți aici cum avem feedback în partea de safety. Și avem de asemenea și un error log pe care îl putem exporta în format CSV împreună cu
eventuale traceuri de parametri realizate anterior. De asemenea, există și o clasificare a erorilor. Puteți să modificați reacția sistemului la apariția unei erori. Nu toate trebuie să aibă o reacție de tip stop categorii, pot să fie și clasificate ca warning, dar recomandarea este să mergem pe varianta standard. Suplimentar, pentru zona de troubleshooting, în cadrul Festo Automation Suite putem să realizăm trace-uri. Din acest tab de trace configuration putem să selectăm anumite canale care ne interesează și pe care dorim să le monitorizăm. Spre exemplu, eu voi lăsa semnalul de poziție, setpoint-ul de poziție, valoarea de poziție reală, setpoint-ul de viteză și valoarea de viteză reală. Voi da să monitorizez de pe parcursul la 10 secunde, să spunem, și voi selecta operațiunea de înregistrare imediată. Puteți să adăugați și trigger-uri, deci puteți să adăugați și opțiuni care să vă ajute să monitorizați anumiți parametri doar în cazul în care aveți, de exemplu, anumite erori sau în cazul în care atingeți anumite viteze și așa mai departe. Bun. O să încep să mișc această axă prin tabela de poziții definită anterior și începe și acest start trace. El va înregistra parametrii selectați de mine timp de 10 secunde, iar mai apoi, în momentul în care va fi disponibil, voi avea o notificare, New Trace Result, pe care o pot vedea în tabul de Trace Display. Acest tab de Trace Display mi-arată parametrii selectați, set value de poziție, viteză și actual position și actual speed, și eu le pot închide pe rând pentru a vizualiza doar anumiți parametri și pentru a face practic o analiză. Spre exemplu, în cazul de față, putem să vizualizăm evoluția poziției în funcție de set point. Da, putem să vedem anumite discrepanțe între poziția reală și set point, discrepanțe practic reale. În cazul în care avem nevoie de o analiză detaliată, putem să selectăm această opțiune pentru a vedea parametri și putem să le și exportăm în CSV pentru o analiză ulterioară. De asemenea, există și posibilitatea de import. Adică în cazul în care avem alte proiecte, putem să importăm aceste grafice pentru o analiză suplimentară, pentru o suprapunere a parametrilor și a vedea o anumită trasabilitate a task-urilor de poziționare, spre exemplu. Bun. Cam asta ar fi în mare partea de parametrizare Festo Automation Suite. În cazul în care există întrebări, vă aștept, cum am spus și înainte, în zona de chat. Dacă nu, vă așteptăm și pe e-mail pe technica@festo.ro. În cadrul prezentării am promis un ghid legat de importul simulărilor de Festo Positioning Drives. Majoritatea dintre noastre care au primit oferte Festo primesc și un fișier de simulare Festo Positioning Drives, care vă arată practic datele de proces luate în calcul pentru configurația electromecanică Festo. În cazul în care doriți, putem să vă trimitem și acel fișier de simulare care să vă ajute să aveți deja proiectul definit în Festo Automation Suite. Pentru aceasta puteți să intrați dintr-un proiect în zona de import, browse, și puteți să căutați fișierul XPD pe care noi îl putem pune la dispoziție sau pe care îl puteți genera singuri, salvând configurația de Festo. Pentru detalii suplimentare, vă rog să mă contactați ca să dezbatem și acest subiect. Ideea este că această simulare de Festo Positioning Drives vă va
genera un astfel de fișier cu o configurație completă conform ofertei transmise către dumneavoastră. Se iau în considerare toate elementele mecanice cuprinse în simulare. După cum puteți să vedeți, eu am făcut o simulare aici exact pe echipamentul de test pe care l-am prezentat astăzi și puteți să vedeți că avem absolut toată configurația validă, inclusiv sarcina luată în considerare la dimensionare. În cazul dimensionării mele am folosit 1 kg și vedeți aici și regulatorul optimizat din acest punct de vedere. Bun. În cazul în care există întrebări, vă rog să le adresați. Dacă nu, oricum, înregistrarea acestei sesiuni va fi disponibilă începând de mâine. Eu vă mulțumesc pentru atenție, sper că a fost util și vă aștept și săptămâna viitoare la aceeași oră pentru următoarea sesiune de webinar, în care vom trata integrarea acestor noi tip de controlere Festo via Profinet în TIA Portal versiunea 14, utilizând un PLC S7-1500. Vă mulțumesc mult pentru atenție, numai bine și multă sănătate!